Deci imprimantă cu poze dacă găsim, tarabe dacă avem de unde și... O grămadă de oameni odată de ajungi. Care noi aveam nevoie. Bună, avem și noi nevoie marți să facem acolo la târg, la Neamărin, să facem cu ciocolată, cu... Cu nebunie, cu copiii, tot sat. Ce-ar fi deranjul să veniți cu asta până la și Zvinița? Zvinița. Zvinița. Acolo ne avem curent. Avem curent. Și dacă nu, deschidem ușile. Facem un curent. Noi am găsit acolo unii dispuși să ne ajute și să vină povestindu-le unde vrem și ce avem, ce nevoie am avea de ei. Alții mai puțin dispuși să vină pentru că era și foarte complicat pentru unii dintre ei cu transportul. Trebuiau să descarce, să încarce, iar să descarce, iar să încarce. Era chinul de pe lume. Bună ziua! Bună ziua! Avem un târg cu toți locuitorii de acolo, cu lume multă. Se face spectacol, tot felul de ansamblu, muzic. E o problemă cu deplasarea ei, fiind încărcată. Trebuie să o complet. Am înțeles, nu e complicat asta cu transportul, am crezut că e mai ușor așa să pac, pac. Mulțumim frumos oricum. Mulțumim. Mai bine, mulțumim. Aveam țuic. Am fost și la suveniruri și o doamnă de acolo mi-a spus că soțul dânsei va veni cu suveniruri și cu ivată de zahăr, porumb și așa mai departe. Și uite, schiți bucătarul. Ele, și cu aia cum erau, așa arătau. Cred că pe tine nu te ajută fața, dar ea e ok. Ea e chiar aici și bine. Haine, nu m-am mândit la fel și aia. Mulțumit, satisfăcut, am plecat de acolo, am făcut și o sesiune foto. Hai. Dar nu se pare că ne se mai stă mai mult. Am și realizat ceea ce ne propusesem. Ca de obicei. Ca de obicei, adică cum tot ce ne propunem noi realizăm. Pentru că tine tu reiei într-una în cap. Nu mai zice așa că mă ia de la stomac. Și așa mi-e și foame. Mâncăm afară, deci putem stăm fără măști. Dacă eram mai inspirați, puteam să facem și o baie. Puteam să facem undeva, să ne luăm alea pe cap. Știam că am un prieten care are o locație foarte frumoasă aici și m-am dus la el, era și ora noastră de să păpăm. Nu cum cu Neamărin, stai de... că găsim, stai că s-a găsim. S-a făcut patru, țipam păstrăși și de-abia acolo ne-a dat pește de două zile și... Da, băi, gardă-te asta. E casa cuiva, hai să mergem un pic, mai așa. Stai living-ul și are și rufe la uscat. Ia-o, mai grăbește pas un pic, Andrei. Dacă ieșeați, știi ce spuneam? Please, please, n-am de unde să dormim, ne-a luat și până la noapte. Nu i-a mai fost. Te pup, te-am născut și la ce ai zis, a zis odată, nu mi-ai răspuns. Pare rău, acum îmi pare rău. S-a dus. Că te-am văzut, să rămână. Pup, hai să rămână. Dacă suntem născuți la ce ai zis, zodia proastă. Ne-am dus frumos la Costi, la Vela. Da, vino încă. Mâncăm și noi, se mănâncă la tine aici? Bătaie. Bătaie, da. Ce să zic? Orice ar fi. Veni mai târziu dacă e azi. Cum să? Cat, somon cu cartofiu gradina, e altceva. Hai să facem o poză la Neamărin. Te trimitem că îl iubim mult tare, rău. Mănâncă-și sucașcă, nu ți-ați cu foame, să uită toată lumea la noi. Deci, ziceai că ești la, nu știu, la greci, ce Cipru, ești în Italia, în cea Italia, mai frumoasă zonă din Italia. Deci atât de frumos se văd cazanele alea acolo, cazanele Dunării. Foarte frumos, mâncarea foarte bună, lumea foarte, foarte frumoasă, civilizată. Piscină. Noi veneam mai de aici, de unde trăsesem, pe terenul de fotbal, pe astea, mai la... și mai lăsat cum ar veni. Adică foarte frumos, am mâncat, ne-am simțit foarte bine. Turiști peste... mulți. Turiști, turiști da. Mulți, foarte mulți turiști. Da, n-ați mai făcut asta niciodată.